Salutare! Sunt Mihai, știți bine, lucrez la magazinul colecționarului și am ajuns la numărul 115 al revistei Tancului T34. Montăm în sfârșit ultima lădiță, care în poze se vede aici cu 3 balamale, noi avem 2. În fine, în numărul 116, în sfârșit am terminat cu balamalele, vine un soldat din batalionul de pușcași motorizat al brigăzii 4 de tancuri de onoare, corpul 2 de tancuri de onoare. Foarte complexă descriere, vorbim puțin despre tunul de campanie BS-3 200mm, tractarele de evacuare și brigăzile și batalioanele din 1941. Vorbim în continuare de suma asamblea, atât în război cât și pe timp de pace s-a acordat atenție deosebită pregătirilor de exploatare a tancurilor în condiții de iarnă. Avem ghidul de montaj, din nou ne vom enerva puțin să montăm cutiuța. Balamale tipice, 2 de un fel și 2 de altfel. Vorbim de T-34-85 în zone fierbinți. În perioada postbelică au fost dotate cu tancuri T-34-85 armatele a peste 20 de țări care au participat la numeroase războaie și conflicte armate. Avem niște poze cu acest tanculeț. Și avem și un BAA pe bază de T-34-85 cu o buzier de 30-120mm sau un BAA echipat cu tun M46-230mm. Ambele sunt pe platforma de T-34-85. Vorbim puțin de la Rodopi la Carpați. După ce trupele sovietice au trecut de linia Ploiești-Constanța și au atacat Bucureștiul, s-au creat condiții favorabile pentru continuarea ofensivei sovietice spre Ungaria, Iugoslavia și Bulgaria. Probabil vom vorbi puțin și despre orașul meu, Oradea, dacă toți suntem aici și începem să migrăm spre Ungaria. Din nou niște poze frumoase cu T-34-85. Este un monument din Slovacia, în pasul Dukla. Și cam atât despre revista. Haideți să trecem la montaj. Am ajuns din nou la cutieuța noastră. Din nou, atenție cum se orientează. Cele două găuri care sunt mai apropiate spre mijloc, pe partea pinilor. Și la alte două găuri să fie aliniate. Din nou folosim prima dată balamalele în formă de acel L, care au o prelungire, după care folosim celelalte două balamale, vom monta pe tank, după care vom închide cutiuța. Bun, după ce am montat cutiuța, vom folosi șuruburi IM ca să prindem lădița pe spatele tancului. Parcă totuși aici accesul este ceva mai bun. Cutiile fiind puțin mai sus, vom putea monta mai ușor cutia. Okay. Și acum urmează să închidem cutiuța de scule. Perfect. Acesta este tancul T-34. Probabil gata montat și în continuare vom primi niște soldăței în ultimele 5 numere.
Eu am fost Mihai, știți bine, lucrez la magazinul colecționarului. Vă salut și ne vedem peste o săptămână cu soldețelul.